Bună, eu sunt Patrick și bine v-am regăsit la un nou episod de un joc horror, adică Spooky House of Jumpscares. Și tot m-am gândit ce să filmez duminică și m-am gândit să filmez un joc horror. Dar să termin asta de vorbit. Bun. Și m-am gândit să filmez jocul ăsta duminică, dar n-am mai apucat. Așa că îl postez acum, e timpul chiar dacă e școală, dar mă bucur mult că filmez acum, chiar dacă e școală, că azi n-am avut atât de învățat și am zis că să profit, să și fac un episod. Și dacă nu... Uite, ce urăsc astea. Să apară așa în față și te sperie, adică nu că te sperie, că nu mă sperie, dar are sunete de astea așa ciudate. Și dintr-o dată tare. Am vrut să vă zic că să nu uitați să apăsați butonul de like, dacă vreți să mai continui să mai fac, dacă vreți să fac o serie și cu acest joc. Da. Am mai filmat acum vreo 10 minute episodul, dar îți dai seama că am pus să mi se vadă într-o, nu știu cum, nu mi se vedea pe tot ecranul la joc. Aia era chestia și trebuia să mut aia de la captura de ecran mai, să fie pe mijloc. Că nu mi se vedea așa, adică partea din stânga nu mi se vedea deloc și numai aia din dreapta. Și trebuia să o mut ca să o fie la centru, să mi se vadă tot ecranul. Așa că îl mai fac încă o dată episodul. Am auzit ăla. Sper că nu s-aude tare pentru voi. Eu am dat jocul mai încet pentru voi. Mai încet decât era când am făcut episodul mai devreme. Și dacă vă întrebați despre ce e vorba în jocul ăsta, e vorba că trebuie să treci de 1000 de camere. Vedeți, suntem la camera 35. Ce muzică asta? Eu muzica asta n-am mai auzit-o de... M-am mai jucat acum joc, am mai auzit camera asta. Muzica asta, nici eu nu mai știu ce vorbesc. Era zic camera. Am mai auzit muzica asta, dar acum mi-am mai adus aminte de ea. Și dintr-o dată s-a oprit, vedeți? Ai. Credeam că e ușa acolo ca să scap mai repede, că asta e ea, uite ce lungi-s. Și am văzut că am 45 de abonați. Sper să continuăm în... tot așa cu abonații, să urcăm. Bun. Aici dăm de un lift cu care o să coborăm mai jos. Hai să salvez jocul. Din 50 în 50 de camere un lift. Zice aici, at first this place just seemed cute, but I've been here for days now. Adică... prima dată acest loc părea minunat, dar deodată, de câteva zile încoace, simt că mă urmărește cineva. Sau ceva. Da. Hai că-s curios. Adică știu că de la camera, de la 60 și ceva, de la 60, o să vină un monstru după noi. Să vedeți ce urât-i. Da. Acum
m-am gândit să filmez inițial 50 de camere, dar deja e cam scurt episodul și atunci o să filmez cam 100 de camere pe episod. Vedeți, asta e o cameră că mă duc așa sau pot să mă duc și drept. Am văzut că v-a plăcut mult episodul de Subnautica. 6 like-uri până acum. Dar știam că o să vă placă pentru că am făcut mult. Deci pentru mine episodul ăla, pentru că eu am oprit filmarea și am lipit filmările la oaltă, pentru voi episodul dura 28 de minute, dar pentru mine cred că o oră. Parcă o oră m-am jucat. Că țin minte că am început să filmez de la 5 după masa și cred că pe la 6 am terminat. Adică atunci am ieșit din joc și uitându-mă la cea 6 și 6 fix cred că era atunci. Și am stat ceva. Sper că mă aud bine. Să nu mă aud încet. Dai că-mi pun microfonul mai sus. Așa. Bun, vedeți că chestia de asta pe jos, dacă trec, vedeți că mă blochează. Ce zice? Spouting, splashing, soaking in arts, ingestive, voking, nailing, never stops the choking. Și acum o să vină fantoma, uite-o. E urâtă rău asta, de pe jos. Normal că nu mi-am stamina. Barea aia verde-i de stamina. Bun. Ce bă, trei? Chestia că dacă te prinde, te bate până te omoară. Aia e faza. La fantome. Să vedeți voi ce cameră urâtă o să fie de aici încolo. Ia, eram sigur că e de asta acum. Astea le urăsc camerele de genul. Ia. Deci pe lângă faptul că sunt lungi, mai e și... Nu, mamă. Opa. Mamă, ce grea e camera asta. Hai că mi se reface viața. Cu greu, dar mi se reface. Am crezut că acolo o să mă omoare ăla. Dar uite că nu mă omoră din fericire. Trei. Hai că nu mai avem mult până la 100. Numai chestia e că trebuie să mă grăbesc să nu mă prindă nebunul ăla. Știu că pare ciudat jocul, dar am zis că să încep cu un joc horror așa mai... Nu știu, ca și desenele animate. Și să ajung la jocuri de alea. Urâte rău. Trebuie să văd. Mă duc bine sau nu? Mă duc bine, da. 79. Ce... Păi angen. Cred că am scăpat de el, pentru că... Că nu mai ies alea. Ce e aici aia? What? Bar nu am. Țin minte camerele alea. Trebuia să mă duc drept ca să intru prin tunel. Prin holul ăla. Mamă, cum a făcut ăsta? Pentru mine s-a auzit foarte tare ăla. Parcă a fost vapor. Și-o semănat zgomotul ăla. Cât de lungă e camera asta? Așa. 90, ia, că mai avem 10 și gata. Și cred că mai avem vreo 4 episoade și terminăm seria de Need for Speed.
Da. Într-un fel aștept că, nu știu, cam de o lună filmez seria aia. Și nici acum n-am terminat-o, adică mai avem, v-am zis, 4 episoade că e și gata. Ia că-s la 96. Gata, ia. Aici nu mai intra la. Hai să salvez. Să citim ce scrie aici și apoi o să închei episodul. I know something is following me. Păi asta știu și eu, domnule. Cred că mai fost cineva înaintea noastră și el a scris astea. Căci că știu că mă urmărește cineva sau ceva. What feel I prancing? Over again. Da, zice că face progres ca să ajungă la destinație, adică la, cred că să termine 1000 de camere alea, câte, noi mai avem încă 900 de acum. Da, deci eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut să nu uitați să apăsați butonul de like. Pa, pa!